Salariații de la Societatea Consproiect fac încă o tentativă de a determina conducerea Consiliului Județului să grăbească luarea unei decizii ferme privind viitorul societății. Ei au declarat că sunt în grevă de avertisment pe termen nelimitat dacă plenul Consiliului nu decide stoparea provizoratului administrativ și financiar. Se intenționează, bănuiesc, ca noi să ne pierdem firea și răbdarea și sufletul și sănătatea și să luăm trestuța și să plecăm de bunăvoie și nesiliți de nimeni, adică să ne autodizolvăm, da? Ori noi nu vrem treaba asta. Salariul actual este de 1785 de lei pe care nu l-am luat în luna decembrie. Ce ați făcut de atunci până acum? Păi nimic. Trăim din împrumuturi. Da? Cunoștințe care ne ajută. Nu știm. Nu știm. Noi am fost de nenumărate ori la domnul președinte Bacalbașa, i-am pus problema acestei firme, din păcate, dânsii refuză să ne ajute pe motiv că datoriile sunt foarte mari. Deci nu mai este, nu mai sunt bani, nu mai sunt comenzi, nu mai e nimic, da? Intervenție. Au fost inundații, au fost astea, atâtea probleme în județ. Da. Deci, păi, noi proiectați, nu ne-a chemat nimeni. Am fost în top 1 al afacerilor pe țară și am ajuns pe ultimul loc. Am ajuns să fim considerați niște gunoaie de către Consiliul Județean. Conducerea societății se află și ea într-un fel de șah administrativ. Nu poate decide plata salariilor restante de peste 9 luni, cât timp societatea nu angajează lucrări cu valoare mare. Funcționarea societății a fost afectată de greșeli făcute de foștii manageri care au dirijat fondurile din mărirea de capital către plata datoriilor la stat. La momentul ăsta, contracte sunt, da. Se lucrează. Nu cât ar trebui, dar se lucrează. Și dumneavoastră trebuie să plătiți în principal banii către finanțe, nu? Este înțelegere cu finanțe. 70% din încasările ne le lasă pentru salarii, da. 30% revin datoriilor. Da. Și prioritatea nu sunt salariile? Ba da. Dar nu se poate. Este exclusiv, sub nicio altă formă, doar salarii. Tot ce intră în bancă intră doar pe salarii. Da. Dar fiind din urmă, iar încasările mergând mai greu și nu suficiente pentru întregul fond de salarii, se ajunge în situația asta. Da. Consiliul Județului va lua o decizie privind societatea? Aici ar trebui să întrebați Consiliul Județului dacă va lua o decizie. Ei trebuie să o ia. Nu e stabilită nicio întâlnire? Nicio... Au fost întâlniri, dar nu s-au luat decizii și nici nu s-a hotărât. Păi nimic. Boala lungă, moarte sigură, nu? Exact. Deci așteptăm decesul. Nu știu. Pe 9 septembrie... ne aflăm în proces cu finanțele, pe 9 septembrie va hotărî dacă se intră în reorganizare, în insolvență sau nu.